În cursul săptămânii trecute, polițiștii din Jibou au prins-o în flagrant pe o femeie de 35 de ani din Jibou, în timp ce fura porumb știuleți de pe terenul ce aparține unei societăți comerciale din Jibou. Porumbul în valoare de 170 de lei a fost recuperat și predat administratorului firmei. În același loc, alte două persoane, o femeie de 42 de ani din Baia Mare și un bărbat de 32 de ani din Naimon, au fost prinși luni în flagrant de polițiștii din Jibou, în timp ce furau tot știuleți de porumb. Au apucat să sustragă 330 de kg dar au fost surprinși de polițiști, iar prejudiciul a fost recuperat în totalitate și restituit păgubitului. Polițiștii cercetează acum pe cei trei pentru furt calificat.